Să vedem, după cum am promis, cine ne așteaptă astăzi în bucătărie. Dan, fă prezentările, bună dimineața! Bună dimineața, Lili! Bună dimineața, Eugen! Bună dimineața, Olga Bux! Și bine ai venit aici în bucătărie! Nu este pentru prima dată! Da. Ai mai fost la noi și tot aici în bucătărie cu mine! Da. Noi ne bucurăm să te avem în această dimineață și noi știm câte rețete ai tu și ce comunitate frumoasă ai tu pe Instagram și pe rețelele de socializare, dar eu vorbesc prea mult, așa că te las pe tine să prezinți această rețetă în dimineața asta. Rețeta este foarte simplă. Așa. Dar ea este ceva așa un mix dintre hummus și dip. Eu permanent testez, așa spunem, așa, rețete care sunt cât mai ușor de pregătit, de gătit, mai repede? Vreau să spun sănătoase, dar nu sănătoase, dar bogate în ceea ce trebuie să mâncăm în fiecare zi. În vitamine, în grăsimi, în nutrienți. Trebuie să avem pachetul ăsta de... Da, pachetul ăsta de macro-elemente. Necesar. Da, grăsimi, proteine... glucide, lipide și așa mai departe. Da, da, da. Bun. Protein. Hai să vedem. Avem aici un pic de humus, avem avocado, da? Da, avem năut, pardon. Năut, avocado, lămâie, usturoi, niște susan. Susan. Da? Susan este foarte folositor, este... Am înțeles. Da, spune și în rusă, nu e o problemă. Istocinic. Aha, un izvor de vitamine, istocinic. Izvor de magneziu. Aha. Dar magneziu este foarte... nu ne trebuie da, magneziu. Avem nevoie de magneziu. Da. Avem. Da, da, da. Și niște plăcuțe din... le zic plăcuțe, din... că exact sunt ca niște plăcuțe de frână. Din făină integrală. Da, dar puteți să mâncați acest dip hummus cu ce vreți. Cu pâine, cu ce vreți. Minunat. Cu salată. Minunat, Olga. Olga, bună dimineața încă o dată. Și noi astăzi gătim. Eu știu că tu gătești acasă, da, sănătos pentru cei trei copii ai tăi minunați, două fetițe și un băiețel. Da, 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 da. Și ce le gătești? Ce vor ei să mănânce? Care... fiecare dorește, hai să zic, ceva cum diferit. Cum se întâmplă o zi? Cum se petrece o zi în viața voastră? Se începe cu micul dejun. Așa. Și de obicei toți mănâncă diferite rețete. Diferite rețete, diferite produse. Produse, da. Astăzi am gătit trei feluri de mic dejun. Ai reușit și acasă să gătești. Ai venit și la noi dimineața să gătești. Da, dacă vezi, toate rețetele sunt foarte, foarte așa, simple, simple, rapide, simple. Deoarece nu pot să gătesc ceva foarte... Dar de fapt sănătoase, Olga, că uite, avem produse pe care în pauză mi le-ai explicat tu cât de sănătoase și cât de bune sunt pentru consum. Aceste grăsimi naturale care le are avocado. Da, vreau să-ți spun așa, că cele mai simple produse care sunt neprelucrate sunt și cele mai sănătoase. Am înțeles. Deci aici facem diferența cea mai simplă. Da. Produsele prelucrate nu sunt atât de bune și produsele neprelucrate sunt cele mai bune. Da. Vorbim de grăsimile. Ia că când noi am mâncat cândva, eu de exemplu, când eram mică, eu, mama fierbea o sfeclă cu cartofi, cu ulei din semințe, dar era presat la rece. A, așa, am înțeles. Parcă era crud uleiul, da. Da, 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 era țin cel minte. Mai sănătos. E bun, foarte, e bun foarte. Uleiul ăla de uleiul și așa de mâncare soarelui, care este foarte, foarte... Se zice că e mai bogat chiar în omega decât uleiul de măsline. Nu știu, după tabla aia... În omega 6. În omega 6, pardon. Omega 3 este mai puțin, de aceea, dar noi permanent trebuie să tindem ca omega 3 să fie mai mult în organismul nostru. Aha. Deoarece dacă omega 6 este mai mult, atunci permanent... procesul spălenia. Aha, aha, procesul inflamator, da? Da, da. Se petrece. Da. Bun. La mine a fost mult o omega din aia, de inflamator. Bun, hai să să purcedem și noi la ale noastre. O să punem puțin avocado. Începem câte puțin, să vedem. De unde ai luat avocado ăsta? Eu știu că e gustos și chiar e aromat. Aromat, el este micuț și cu
coaja nu verde, dar așa mai violetă, întunecată, da. Verde. Sunt de la Linela și ele se vând acolo, nu știu, foarte ieftin și permanent sunt deja gata. Ah, deja coapte. Da, da, da. Principal să găsim anume coapte, dar nu... Da. Asta e un mic dejun sănătos. Un mic dejun mic și dejun. Care te ține sătul cam până la amiază. Dar tu poți să-l faci și să mănânci când vrei. Uh-huh. Să-l pui în frigider. De aceea și-mi place, deoarece tu nu trebuie să-l pregătești chiar... Da, adică poți să-l, să-l prepari și să-l pui la păstrare. Și să-l pui pe o zi, de exemplu, așa, o să-l punem... O... Acum o bucățică mică, da? Da. Acum o să încercăm. Așa. Și lămâie. Trebuie. Lămâie. Așa, sare. Susan, numai decât. Susanul, da. Care e cu magneziu. Magneziu foarte mult. Da. Da, da, da. Copiii au nevoie de magneziu, zicea. Nu și numai sportivii. Copii, dar toți oameni. Pune, te rog. Uh-huh. Da. Dar copiii care se ocupă cu sport. Care sunt mai activi. Îndeosebi. Da, pentru copii e normal să se ocupe cu un fel de sport, nu știu, cu notul, cu gimnastică, cu dansuri, tenis. Cu tenis. Fetița mea face tenis. Da, numai decât, deoarece mușchii permanent în timpul sportului iau magneziu, le trebuie magneziu și dacă o să fie deficit de magneziu, de magneziu. Da, nu se poate dormi normal, sistemul nervos. Ah, gata, am înțeles. Da, e și pentru sistem. Da, da, da. Da, de aceea trebuie permanent să, să-i dăm produse bogate cu magneziu. Și Susan este numărul 1. Oh, super, o să știm. Este și ăla negru, Susan. Da, da, da. Și ăla tot e bun. Da, 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 da. Bun, bun. Și un pic de lămâie, da. Fără, da. Da, 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 fără nimic. Eu câteodată chiar și apă puțin adaug, dacă nu este foarte cremos, așa. Aha. A, dacă nu, e puțin mai rigid, așa se face. Da, da, da. Mai da, consistent. Putem, da, putem să adăugăm și apă. Da, așa fel de dip cu susan putem face doar în Nutribullet. Dacă nu, e, nu este Nutribullet, atunci mai bine de cumpărat nu susan, dar pastă de susan. Ah, găsim. Da, este în magazine, dar, dar trebuie de căutat. Am înțeles, dar îl găsim. Aha. Iaca, trebuie puțină apă. Puțină apă, da? Da. Imediat, imediat dau și puțină apă. Avem aici, dintr-o cănuță o să turnăm. Da. Așa. Puțină, puțină. Gata, gata, gata. Prea mult am pus. Nu, nu, nu. E nu. Ok? Nu, o să fie, dacă o să fie prea mult, o să mai punem nut. Deci, sunt aceste rețete încă sunt bune, că tu poți... Să nu știi chiar așa. Două linguri de năut, un avocado, da. Nu sunt exacte, nu, nu sunt... Hai, 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 te la pucă. Da, 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 trebuie. Am și eu acasă, de-aia mă pricep. A, uite că l-a luat. Da. Putem să mai adăugăm ceva? Putem, sau... Da, putem să adăugăm năut, năutul, avocado. Și o să le am aici. Da. Și mai punem și un pic, nu, are sucul, năutul are un pic de suc. Un pic de suc, da, o să trebuiască totuși apă. O să mai punem și apă. Da. Așa, gata, hai închidem. Să vedem. Așa. Da. Gata, gata, l-a luat. Nu mai așa. Până ajung toate. Da, 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 la lamă. Parte, da. Parte, și le apucă. Ok. Ei bine, se pare că am ajuns la final. Așa e, și îl salutăm încă o dată pe Dan și Olga. Hai să vedem rețeta, cum arată și ce o să ne mai zică. Băgați magneziu, băieți, da? Da, magneziu, potasiu, mulți nutrienți, grăsimi bune de consumat,
uite și rețeta este gata, o rețetă foarte care se face repede, e o combinație dintre avocado, năut, un pic de ulei de măsline, dacă nu aveți ulei de măsline, puteți să puneți și ulei din ăsta care vorbeam noi, presat la rece, da. Floarea soarelui de la țară, care zici că e crud. Și un alt gust. Și un alt gust. Și ce mai pus? Un pic de suc de lămâie, da? Da, să nu schimbi culoarea. Da, și gustul. Și sare, gust mai... da. Dar vreau să te întreb, uite, de ce trebuie să mâncăm noi așa? Și care ar fi rostul mâncării? Sunt două elemente care tot în pauză mi le-ai povestit. Da. Da. Și am dezbătut acest subiect. Da. De ce eu vreau să pun această pastă, așa să spunem, așa, chiar pe farfurie și să fac așa mai frumos? Uh-huh. Și de ce noi trebuie să mâncăm frumos, să spunem, da, și încă trebuie să mâncăm cu familia sau cu cei dragi. Rolul mâncării nu este doar să mâncăm și să alimentăm organismul, dar și în rolul social. Socializare. Da, cultural. Italienii, francezii, stau câte 3-4 ore la masă. De ce ei stau așa? Este tradițiile lor. Așa. În fiecare națiune are tradițiile lor. Așa. Și când tu comunici cu familia ta, tu îi dai o parte din cultura ta. Absolut. Deci, din experiența ta de zi, da, cu zi. Și din când oamenii permanent stau la masă, vorbesc, nu le trebuie un psiholog. Așa. Da, e bună chestia. Nu le trebuie un psiholog, da? Da. Și ei... e o terapie. E o terapie și pentru copii este foarte, foarte important, deoarece ei, așa noi construim baza... relațiilor, licnesti, comunicare, personalității, deoarece când omul crește și el poate să se definească ca personalitate da, corect, ca individ, ca eu, să înțeleagă cine este el, cine sunt părinții, deci e frumos. E frumos. Ai dreptate. De ce mâncare? De ce noi mâncăm în fiecare zi? Și așa transmitem cultura generațiilor viitoare. De a lua masa împreună cu familia și de a avea o familie frumoasă. Dar pe noi ne-a învățat că la masă nu se vorbește. Gata. La masă s-a așezat, să mănâncă repede. Asta da, că e de pe vremuri. Nu se vorbește când amesteci. Da, sigur. Da, așa... Se socializează, da. Da, da, corect, da. Ei bine, noi în această dimineață am terminat și rețeta asta. Să știți că este foarte gustoasă și sănătoasă și chiar vă îndemn să o încercați acasă. Cu siguranță o să vă placă. Noi o mai asezonăm un pic cu boia de ardei dulce și oregano, să-i dăm și culoare și un pic mai condimentată să fie. Olga Bux, în această dimineață, îți mulțumesc foarte mult pentru prezență, te mai așteptăm și să știi că noi te urmărim și îți urmărim activitatea de pe rețelele de socializare și ne bucurăm de tine. Da? Mulțumesc. Da. Cam atât a fost, prieteni, așa că urmăriți-ne și data viitoare.